Mehedințenii s-au asigurat că respectă tradiția și au adăugat în coșul de cumpărături pentru sărbători și vâscul. Considerată sacră, această plantă trebuie să fie prezentă de anul nou în orice casă. Aduce noroc și sănătate, se spune din bătrâni. În mitologiile europene, vâscul are un loc cu totul aparte. Este o plantă încărcată de magie, simbol al curățeniei spirituale, al libertății și al armoniei. Semn de bun augur al dragostei, apărător și protector al casei și al familiei, vâscul căruia îi se mai spune și creangă de aur este recunoscut acum drept simbol al sărbătorilor de iarnă. Este un aranjament de Crăciun care în fiecare an suntem obișnuiți să-l avem în casă. Eu vând vâscul de la 12 ani, de când eram copil. Și așa m-am obișnuit. Chit că foarte multă lume îl cumpără, dar numai cei din zona noastră de aici, oltenii noștri de aici. În altă zonă nu am văzut. Se zice că vâscul e purtător de noroc, dar e un aranjament frumos de Crăciun. În mitologia germană, vâscul este considerat o plantă miraculoasă care venea din cer și nu creștea pe pământ, fiind un leac ideal pentru fertilitate. De asemenea, cuplurile care se sărută sub această plantă în noaptea dintre ani se spune că vor avea o relație trainică și fericită.